mulți, foarte mulți ani în urmă trăia un împărat căruia îi plăceau atât de mult veșmintele arătoase încât își cheltuia toți banii pentru a avea cea mai aleasă și mai la modă îmbrăcăminte. Într-o zi, în împărăția cu pricina, se acioară doi pungași care se lăudară în tot locul că sunt cei mai iscusiți meșteri în stare să croiască cele mai frumoase straie de pe pământ. Bineînțeles că împăratul ceru să fie aduși numai decât din înaintea sa. Măria ta, hainele care ies din mâinile noastre au cele mai delicate culori și modele și, la drept vorbind, veșmintele astea măestrite nici nu pot fi văzute de ochii vreunui prostanac. Stofa din care le croim are darul de a le face invizibile. Împăratul fu încântat de cele auzite, neapărat trebuie să am și eu niște haine de-astea, le spuse el celor doi. Așa că le dădu zece săculeți cu galbeni pentru a se apuca neîntârziat de lucru. Ducându-și bănetul către atelier, cei doi șarlatani râseră pe săturate. Meșteriră un război de țesut, în jurul căruia se învârtiră până târziu în noapte, prefăcându-se că lucrează din greu și că tot împletesc și că tot țes ceva. Iar când hotărâră că straiele erau gata, cei doi croitori pretinseră că-i arată împăratului o cămașă, niște pantaloni și mai spuneau ei o minunăție de mantie. În realitate, lucrurile stăteau cu totul altfel. Împăratul, care nu voia nici în ruptul capului să se creadă că ar fi vreun prostănac, spuse, vai de mine și de mine, dar chiar că sunt tare frumoase pentru ca imediat să se prefacă a le îmbrăca rând pe rând. Mai târziu, măria s-a ieșit pe stradă la o plimbare. Vai ce straia alese și ce croială minunată!" îi strigau cei care îl întâlneau, nevrând niciunul să fie luat drept prostănac. Deodată, din mijlocul mulțimii, se făcu auzit un glas de copil. Care straie? Eu nu văd nicio haină pe el. Împăratul este gol!" Știind câtă dreptate avea copilul, toți cei de față se puseră pe un râs strașnic, iar împăratul cel neghiob o lă la fugă spre palat și mai multe săptămâni la rând nu mai îndrăzni să se arate supușilor săi.